O să avem o prezentare a domnului Turcean. Domnul Turcean, două, trei cuvinte și vreau să se mai prezinte el mai departe. E absolvent de mecatronică, nu? Mecatronică, acum 2 ani, 3 ani? 2 ani. Așa, și-a făcut apoi master la calculatoare. Și la ora actuală, după ce a lucrat la Continental, pe partea de software. De software. Așa. Sunt pe partea de suport a HIL. HIL însemnând hardware in the loop pentru compania ZT. Deci, de fapt, scopul și ideea a fost ca să vedeți cam cum ar fi sau cum ar arăta un job în zona de modelare, simulare din realitate. Daniel are experiență directă în zona asta. Așa cum am spus, lucrează la compania ZF pe partea asta de modelare și simulare în zona hardware. Prezentarea asta va fi înregistrată. Ca urmare, vă rog să, eu știu, să nu faceți zgomot și gălăgie prea mare ca să putem să-l auzim pe Daniel în prezentarea lui. Daniel, o să te rog să vorbești un pic mai tare ca să... Ok. Vorba faimoasă, the stage is yours. Așa că spunea domnul profesor, prezent inginer de suport a simulării și modelării hardware de loop pentru compania ZTF. Practic, cu ceea ce ne ocupăm noi e să testăm ECU de frânare, softul de pe ECU de frânare și pentru asta ne folosim în general de tehnologia hardware de loop. Avem mai multe HIL-uri pentru care facem suport echipament. Echipamentul se numește Service and Solution, creăm HIL-uri, creăm simulări, modele care simulează partea de mediul conjurător al mașinii sau cel puțin al sistemului de frânare. Ați mai zis de hardware in the loop? Ok. Testarea unui sistem presupune să avem sistemul pregătit pentru testare și apoi să avem toate componentele care intră în contact cu el. Adică nu putem să testăm frânarea fără să avem comportamentul dinamic al mașinii, să avem comportamentul motorului, a roților, să avem calea de burare, avem nevoie de toate acestea, avem nevoie de un șofer și atunci e destul de complicat să facem scenarii complexe în momentul în care softul se află la început. Adică nu știu câți dintre voi s-ar ruga într-o mașină care are primul release de soft pentru frânare și să meargă la 200 de km la oră sau la pe gheață sau... Scopul nostru este să găsim defecte sau probleme care ar cauza unele defecte majore. Bun. HIL, hardware in the loop, are două componente separate. ECU, Electronic Control Unit, cel care controlează, pe care se află softul, și simularea mediului înconjurător. O mașină are undeva în jur de 100 de ECU-uri. Da? Ca să testăm unul dintre ele, ne trebuie legăturile dintre ECU-uri. ECU-urile comunică unul cu celălalt. Și avem CAN, avem FlexRay, avem bază de comunicare. Și astfel, ECU-ul nostru pe care vrem să-l testăm
o să aibă diferite input-uri și diferite output-uri care comunică cu restul mașinii. Ca să putem să testăm real ECU, avem nevoie de mașină. Bun, am spus că e periculos să testăm o mașină în primele faze ale dezvoltării software. E costisitor să testăm toate scenariile posibile în mașină. E mai ușor și putem să începem într-un stadiu incipient al software-ului să folosim o simulare. Bun. Ce face hardware-ul? Hardware-ul de loop simulează restul mașinii. Toată mașina e simulată astfel încât ECU-ul nostru să fie păcălit că se află într-o mașină reală și să reacționeze exact cum ar reacționa într-o mașină reală. Deci, asta este scopul simulării. Și atunci, avem partea aceasta care ne ajută la simularea efectivă a modelului mașinii. O să discutăm puțin mai târziu despre modelul mașinii. Avem ECU care este conectat la HIL și avem un calculator prin care interacționăm și injectăm anumite teste, precum și salvăm măsurătorile. Cam asta se află într-un sistem HIL. Pe cealaltă parte, am spus că avem modelul mașinii aici. Modelul este realizat matematic cu ajutorul simuling sau alte tool-uri. În general, majoritatea companiilor folosesc simuling în combinație cu DSpace pentru HIL sau ETAS. Și atunci avem semnale de intrare pentru ECU, da? Senzori plus alte semnale de la ECU-urile simulate și avem un comportament al actuatorilor pe care noi le înregistrăm. Care este scopul? Am notat aici câteva chestiuni care impactează direct simularea HIL și de ce am folosit HIL-ul. Da? În general, HIL-ul nu se folosește doar pentru testarea SOC, ci a sistemelor mecatronice. Mă refer la combinații software hardware. Pentru că dacă avem doar o pagină web, nu o să creăm un HIL, să testăm o pagină web sau o aplicație desktop. Dar în momentul în care avem un soft embedded, care lucrează pe un microcontroller, folosim un sistem HIL. E proiectat pentru a testa sisteme dinamice, care au un comportament de tip real-time. Și atunci, sistemele HIL sunt folosite în primul rând pentru a reduce costurile testării. Putem să facem un număr uriaș de teste față de o testare reală în vehicul. Putem să le repetăm. Avem un mediu salvat și dacă vrem să verificăm că o problemă nu mai e existentă, mergem din nou pe HIL și facem același, repetăm testul, în timp ce în realitate e mult mai greu să repetăm același scenariu. Se testează scenarii complexe, care ar fi periculoase pentru șofer sau pentru mașină. N-ar fi ok să distrugem o mașină la fiecare test de frânare, să vedem că într-adevăr se frânează în 100 de metri pe gheață, nu știu ce sistem activat. Se realizează în jur de 10.000 de teste și cu un asemenea sistem putem să le rulăm în 2 zile, 3 zile, depinde de dimensiunea testului.
la început au fost testate sau folosite pentru sistemele aeronautice, după care s-au extins și astăzi avem diferite soluții folosite în orice domeniu mecatronic, să spun așa, automotive, healthcare sau telecomunicații, orice se poate testa cu ajutorul hilului. Din punct de vedere hardware, dezvoltarea a fost în pas cu tehnologia, adică la început procesoarele au fost destul de mici, sistemele testate au fost destul de mici sau de o complexitate redusă, cu cât complexitatea a crescut, sistemele HIL au trebuit să țină pasul cu tehnologia și am ajuns la procesoare destul de scumpe și cu o capacitate destul de mare. Acolo e o imagine a unui HIL, sistem HIL, într-o fază incipientă de realizare a lui. Măsurarea se face analogic, înregistrările se fac, testarea are ca scop factor uman în evaluarea testelor. Ok. Așa cum am spus, noi avem ca și țintă să testăm o componentă. O să testăm mașina întreagă, să testăm o componentă, fie că e vorba de ECU de powertrain, fie că e vorba de frânare, fie că vorbim despre un alt ECU. Doar că acesta comunică cu întreg sistemul și cu mediul înconjurător. Pentru sistemul nostru de frânare, ce vă spune, e că avem în simularea noastră parte de hardware, unde simulăm sensor, simulăm actuatoare, precum și partea de mediul înconjurător, drum, avem forma drumului, avem modelat un anumit grad de experiență al șoferului sau acțiunile pe care el le poate lua. De cele mai multe ori, simularea se rezumă la a identifica și simula intrările în ECU, astfel încât comportamentul să fie real, dinamic, în timp real, al mașinii. Și partea cea mai complicată este să identificăm semnalele și comportamentul semnalelor de pe vasul de comunicare, fie că vorba de CAN, fie că vorba de reflex ray, și toate acestea trebuie să fie simulate. Și să avem o interacțiune reală în ECU. Există termenul de test bench sau test bed. Probabil o să-l întâlniți în viața reală cel mai multe ori, în momentul în care o să lucrați pe partea de mecatronică. Diferența esențială la un test bed e că avem un întreg sistem mecatronic. Adică nu avem doar softul, avem senzor real care uneori au măsoară real anumiți actuatori, alteori sunt injectați prin simulare, prin simuling, le injectăm valori. De exemplu, la un senzor de viteză nu o să avem eu prin laborator, o să injectăm niște valori calculate, dar ideea e că sistemele testate sunt prezente pe aceste testări. Da, aici se poate observa tot acest sistem, e un sistem complet mecatronic care e testat și e fizic acolo, da, se măsoară mișcarea, se măsoară comportamentul real al actuatorilor.
în timp ce într-un kill folosit, de exemplu, la noi, de cele mai multe ori nu avem aceste componente, ci testăm doar partea de soft și comportamentul softului în anumite situații. Avem input-uri, semnale de bus sau hardware input-uri, senzori, și măsurăm semnalele interne din soft și sperăm că o să aibă un efect dorit asupra actuatorului. Dar actuatorului nu se află acolo. Noi folosim kill-uri create pe baza DSpace. DSpace e unul dintre principalii furnizori de sisteme de testare. Ei oferă suport pe toată partea de configurare a kill-urilor. Au soluții diferite pentru diferite sisteme. În prezent se lucrează la autonomous driving și testarea real-time a sistemelor hazard și fazi logic și așa mai departe, dar au și pe parte de healthcare și orice altceva. Ok, din ce e formatul sau care e modul de lucru al unui sistem HIL? Avem un real-time interface processor, modul prin care noi interacționăm cu HIL-ul. De cele multe ori se folosește contactless, dar există și alte variante. O să fie variante create direct de către user și reprezintă modul prin care noi controlăm procesorul de pe DSpace. Scopul este să flash-uim, să realizăm un pod, să-l flash-uim pe DSpace și să ne conectăm la rezultate. De asemenea, are un sistem întreg de captare a senzorilor, captarea semnalelor de la senzor, fie că sunt real sau virtual. Cum am spus, putem să injectăm valori pentru un senzor, putem să avem un senzor care, într-adevăr, măsoară anumite presiuni sau mișcări ale actuatorilor. Avem un power supply, un sistem prin care tensiunile sunt simulate și e direct conectat la procesorul de DSpace. Fault injection e un sistem care e folosit pentru a simula anumite faulturi. Mașina merge corect, ISU e corect, codat, dar vrem să vedem comportamentul ISU-ului la o situație total neprevăzută, să spunem, un senzor nu mai măsoară. Și atunci trebuie să simulăm acest fault. Practic, există o parte reală, hardware, care are sute de întrerupătoare, da? Și în anumit semnal se întrerupe, se creează un frame de eroare. Da? Dacă țineți minte sau nu știu dacă a studiat CAN și comunicarea pe CAN, în anumite situații, dacă semnalul nu este corect, se trimite un frame de eroare. Partea aceasta este simulată de port injection boards. E specializat pentru anumite ISU-uri, nu e direct furnizat de DSpace, dar e creat de echipa internă pentru că e specific în anumite acțiuni. Bus communication
e un sistem care ține de simularea modelului și se folosește pentru a trimite frame-uri și mesaje reale pe bază. Fie că e vorba de CAN, Flexray, Lean, Ethernet sau alte mijloace de comunicare. Deci sunt reale, sunt simulate în interiorul Hill-ului și ajung la ECU. E o conexiune Hill-ECU reală, doar că semnalele sunt simulate și create cu ajutorul Simulink, pe de-o parte, plus DSpace, adică din Simulink se transmite semnalul exact, valoarea, să spunem, a unui semnal, viteza, trimite 65 de kilometri, după care Hill-ul primește această această valoare și își creează întreg frame-ul cu prioritate de checksum-uri și așa mai departe. Evident, și checksum-urile se pot verifica și uneori e nevoie să verificăm validitatea unui semnal, astfel încât să ne asigurăm că nu există fault-uri în anumite situații de comunicare. Data acquisition sunt reprezentate de sisteme periferice, să le spun așa, prin faptul că sunt folosite doar pentru a măsura, adică noi facem un scenariu, întregul sistem de testare se rezumă la a crea un scenariu, pe baza scenariului se creează un test. Testul reprezintă verificarea noastră că anumite semnale se comportă după scenariul realizat de noi. În spatele testului se află un script Python care e încărcat în sistemul DSpace și cu un alt tool numit Test Automation, semnalele din testul nostru sunt fie înregistrate, fie injectate ca și comandă pentru Hill. Adică, să vă dau un exemplu, vrem să testăm că pe o anumită porțiune de drum, dacă avem 100 de km la oră și apăsăm brusc frâna, o să ne oprim în 50 de metri. Ce facem pentru asta? Prima dată punem cheia, alegem o anumită viteză, din viteză, demarăm, așteptăm un timp până ajungem la 100 de km la oră, senzorii sunt simulați pe baza caracteristicilor dinamice ale mașinii, care noi am simulat-o. Și în momentul în care ajungem la 100 de km la oră, se testează că, într-adevăr, ABS-ul se activează și viteza ajunge la 0 în 100 de metri. Dacă am depășit 100 de metri, atunci testul este failed, dacă nu, este passed. Toată partea asta se realizează automat, noi creăm scenariul și alegem semnalele pe care vrem să le testăm. ECU connection e legătura dintre dintre Hill și ECU. Se realizează cu diferite tehnologii, în special de la Vector. Avem Vector Box, un sistem care poate să facă o comunicare masivă de ordinul mega biților. În general, pe o transmisie serială, dacă nu am avea respectivul tool, am putea să măsurăm undeva la 200-300 de mesaje. Cu Vectorbox-ul testăm și putem să măsurăm 100 de mii de semnale. Și partea asta e importantă pentru că de cele mai multe ori creează probleme în momentul în care folosim
conexiuni greșite. Calculatorul e gazdă pentru interfață, atât interfața, să spunem, D-Space, control desk-ul, în care putem să modificăm valorile din model, cât și interfață pentru teste, pentru a rula testele, a le înregistra și analiza matrițiul. De asemenea, dacă vorbim despre testbed-ul sau pentru a evita testbed-urile, adică să nu punem un motor real, avem Motor Emulator. E un simulator de motor care e de tipul unei bănci din astea atât de mare și simulează hardware comportamentul unui motor. E nu doar o simulare simulink, ci e o simulare hardware a motoarelor și se folosește în ultimul timp. Bun. Cum am spus, pe hardware în loc, pe procesorul de D-Space, se încarcă un model. Asta este partea la care eu lucrez și pentru sistemul de frânare, de exemplu, avem un model realizat în Maca pe bază de D-Space. D-Space ne furnizează librării pe care le putem folosi. Modelul se împarte în două părți. Okay. Avem partea de comunicare. E partea prin care noi filtrăm semnalele, le alegem din de pe bus. Busul, de exemplu, dacă e CAN, avem CANTED database și putem să vedem cum acționează un anumit semnal, facem apare de semnale, calculăm checksum-uri, verificăm dacă semnalele sunt reale sau nu, sau cele așteptate sau nu, și realizăm toată comunicarea dintre D-Space și ECU prin partea de model. Ok, modelul pentru noi are partea dinamică de modelare, break simulation. Aici avem componente pentru un ECU special care controlează presiunea și mișcarea hidraulică a pistonului ca să realizeze frânarea. E în acest caz nu avem doar anumite semnale din respectivul ECU, ci avem întreg ECU compactat ca și cod simulink, S-function. Și în acel S-function se află întregul cod din ECU de control al actuatorului hidraulic. De asemenea, în partea de simulink avem simulat și controlăm în hill anumite becuri, de exemplu, dacă se pune frână, se aprind stopurile pe spate, noi avem niște LED-uri care se aprind și vedem real că se întâmplă ceva. Deci partea asta, chiar dacă e executată de ECU, avem un feedback de la ECU și noi aprindem un LED ca să vedem că se execută ceva. Deci nu avem doar un comportament, noi simulăm niște inputuri pentru ECU, le măsurăm și atât. De la ECU avem feedback pe care îl folosim mai departe în model sau pe partea de hip. Banker simulation
Aici simulăm tot ce ține de dinamica vehiculelor. Asta e scopul principal. Dar avem și componentele clasice ale mașinii, motor, transmisie, comportamentul, nu știu, de exemplu avem dacă geamurile sunt închise sau nu, orice ține de siguranță, dacă centura e pusă sau nu, se poate simula și comunicarea se face pe sistemul de vehicle bus. Se transmit anumite stări ale mașinii. Bun. Cum am spus, avem și mediul înconjurător, să-i spun așa, partea de road și driver. Aici, de exemplu, avem inclinația drumului, pentru că e o anumită situație în care testăm o mașină ce urcă și vrem să frânăm alta dacă e un drum plat și alta dacă coboară. Adică real, se simulează cât mai real posibil comportamentul mașinii. Nu vrem doar... La început, de exemplu, a fost un model simplu în care se simulau comportamentele dinamice, dar nu aveam partea de adițională și evident că clienții noștri nu au fost atât de fericiți de o asemenea situație în care noi aveam doar părți esențiale pe care le trimiteam sau aveam efectiv simulate inputurile cu anumiți parametri și prin test controlam inputul, adică îi dădeam aveam un semnal de pas și îl controlam direct, îi puneam o valoare, ea ajungea la ECU și atunci aveam, de exemplu, pe roata față 200 km și pe roata spate 0 km. Și nu e real, nu se poate. Da, sau situații de genul ăsta. Așa că astăzi avem o versiune mult mai complexă care ține cont de toate legăturile dintre semnale. Adică dacă avem accelerație și avem o viteză selectată, atunci se întâmplă ceva. Înainte puteam să avem doar accelerație, dacă nu avem simulat sistemul de transmisie, se poate sări peste. Ok, deci modelul ne dă tot ce ține de capabilitățile hardware inclusive. El e inima sistemului. Pentru că Hill e Hardware in the Loop Simulation for Testing. Astfel încât simularea e esențială. Aici, de exemplu, la driver e simulat și în general e folosit pentru controlul testului. Testul se încarcă și atunci de aici avem posibilitatea să punem cheia, să oprim, pornim mașina, da? Să accelerăm, avem pedalele simulate, forța care se aplică asupra pedalelor și semnalele simulate de aici sunt propagate în întreg modelul și sunt folosite pentru calcul dinamic sau altor semnale. Hardware.io e o soluție D-Space. Ne vin niște plăcuțe care simulează anumite senzori. Senzorii sunt simulați, dar sunt, pentru că ei sunt legați direct la ECU, nu-i putem primi de prin vehicle bus și atunci trebuie să-i legăm cumva real la ECU, ca ECU să creadă că e realitate. Cum facem asta? Avem niște plăcuțe de la D-Space,
sunt instalate în dispozitiv sau adițional și injectăm valori în respectivele plăcuțe. Da? Calculăm semnalele de aici, de exemplu, de la vehicle simulation și avem accelerația longitudinală. Avem un senzor de accelerație longitudinală sau baza de accelerație longitudinală. Prin simulation bus avem accesul să injectăm valori pe plăcuțele de senzor. Deci, asta e modul prin care simulăm întreg sistemul autovehicul pentru testarea frânii. Ce e important în slide-ul ăsta? Se poate să avem un actuator și atunci devine o combinație dintre hill simulation și testbed. Avem senzori care sunt reali sau nu. Uneori, sau de cele mai multe ori, se face injecție de valori pe senzori. Și avem sistemele de măsurare care interacționează cu displace-ul, interacționează și cu ISU și cu HIL-ul. Adică noi trebuie să putem să avem situații, mai ales în cazul în care facem debug pe HIL, în care problema e fie de model, fie de hardware configuration, dacă o plăcuță nu mai lucrează sau e arsă, fie putem să avem probleme de ISU. Deci noi trebuie să măsurăm și să controlăm întreg HIL-ul. Se realizează fie, depinde de arhitectura și soluția HIL-ului. Noi folosim tool-uri și aparate de măsurat de la Vector. Și tool-uri interne prin care vizualizăm semnalele. Automatizarea testării, aici vorbim de test automation, e acel sistem care controlează procesul de testare. Adică se începe cu o manevră. Manevra e un scenariu codat. Adică realizăm un cod pe baza unui scenariu. Această manevră este introdusă într-un test case. Test case-ul cuprinde un scenariu sau mai multe. Da? De exemplu, testăm o manevră, mergem cu 100 de km la oră în linie dreaptă. După care, drumul nostru se bifurcă. Da? Și avem un unghi de la direcția inițială de 50 de grade. Și atunci, deci, prima manevră e să mergem drept. A doua manevră e să ne încadrăm și să urmăm drumul. Toate astea sunt puse într-un test case. Test case-ul e pus la rândul lui într-un test set. Am ales să vorbesc și despre chestiile astea pentru că dacă cumva o să ajungeți la un interviu pe partea de testare, sigur o să fie întrebări de genul ăsta. Și deci avem o manevră care se pune într-un test case, care la rândul lui se pune într-un test set. Fiecare are un anumit scop. Da? Test set-ul analizează sau testează o parte din sistemul testat. Da. De exemplu, vrem să testăm sistemul ABS.
creăm un test set pentru sistemul ABS, iar în test setul respectiv punem test case-uri care verifică diferite situații. Se aplică ABS pe partea stângă a mașinii, se aplică ABS pe partea dreaptă, pe partea față, spate. Bun. Atunci, pentru a testa că se aplică ABS-ul pe partea stângă, avem manevre și îl supunem la anumite scenarii. Bun. O altă componentă care impactează întreg sistemul de simulare e acest concept de closed loop și open loop. Încerc să-l explic. Open loop se referă la o situație în care noi mergem cu o mașină reală, facem o înregistrare, se fac înregistrări reale cu mașini și nu mai simulăm anumite semnale, le luăm din open loop, din înregistrarea făcută și le injectăm în modelul nostru. Adică sărim peste, de exemplu, parte de vehicle simulation, dacă avem comportamentul înregistrat pe o mașină, îl luăm și îl ducem cumva aici și continuăm simularea. Nu mai putem să modificăm nimic, dar putem să modificăm alte componente ale sistemului. Closed loop-ul e simularea matematică, cap-coadă, adică se pornește de la un set de intrări, se modifică funcțiile de transfer și toată partea de control bazată pe TSA. Serios, chiar se folosește TSA-ul. Și ajungem la un output. Un alt tip de sistem de testare și uneori ei creează și HILU, sunt INCA. Am folosit în Continental și INCA e un sistem prin care putem să introducem teste, să măsurăm anumite semnale și e folosit pentru calibrări. Deci putem să folosim un HILU și pentru a calibra. Evident, se creează multe teste și pe baza lor putem să calibrăm. Tool-urile cele mai folosite de noi sunt Can Analyzer. Trebuie să analizăm semnalele de pe can și folosim Can Analyzer. Canape pentru... Deci Can Analyzer-ul vizualizează doar semnalele transmise pe pasul de comunicare. Canape poate să vadă atât semnalele de pe pas, cât și semnalele interne ale ICU-ului. Canoe este un sistem care le combină pe cele două de sus. Și avem sisteme pentru diagnoză, de măsurare a diagnozei, de control al diagnozei. Noi folosim ceva intern, dar deci scopul e să vedem că diagnoza lucrează, că avem comunicare cu diagnoza. Bun. Ca să terminăm, am ales să vorbesc despre testarea MIL, SIL, PIL, HIL și VIL, deși că asta nu e încă folosită prea mult. MIL înseamnă că avem un model al componentei noastre care vreau să testăm și un model al sistemului întreg și testăm. Se folosește la început, în momentul în care avem doar ideea și vrem să vedem cum se comportă sistemul. Da? Și creăm un simulink, de exemplu, și putem să analizăm comportamentul sistemului pe care vrem să-l inventăm, să-l creăm. SIL se folosește în momentul în care avem deja codul
creat. Deci ideea a fost stabilită, am creat codul și îl testăm cu un model pentru fiecare input în soft. Se realizează pe un calculator, deci nu ne trebuie mai mult de atât. PIL, procesor în loop, deci MIL e model în loop, SIL e software în loop, PIL, procesor în loop. Avem microcontrollerul și îi introducem sau îi simulăm cu un model simulink de pe calculator. Și avem PIL-ul care simulează un sistem mult mai mare, putem să simulăm toate componentele și e cel mai folosit. PIL-ul e, cum am spus la început, venim direct la pe CAN, luăm semnalul, viteza e 50, îi dăm la accelerație 20 de metri pe secundă. Nu contează neapărat dacă se poate în realitate așa ceva sau nu. Bun. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, probabil au fost foarte multe informații, dar... Da. Întrebări. Începem cu rândul 1. Toată testarea se face la nivel de whitebox, nu? Depinde. Se poate face whitebox, se poate face blackbox. Adică putem să avem, să nu ne intereseze neapărat semnalele interne, să ne intereseze doar cum reacționează hidraulic modelul în anumite situații. Kill-ul se poate folosi în locul MIL-ului, SIL-ului, PIL-ului. Se poate fi folosit de la început până la final, ca și white box, black box. Ok. Limbajele de programare folosite. Da. Pentru... Deci noi creăm modelul ce se încarcă pe hardware, îl creăm în Simulink, dar este transformat în C pe procesorul de disk space, lucrează ca și soft C. Dar e un proces automat, auto-code generation, și noi nu avem un foarte mare impact asupra. Ok. Te-ai ocupat doar de partea de simulare a sistemului de clonare? Da, noi facem doar sistemul de frânare, dar, cum am spus, noi simulăm partea de mașină. Nu, adică nu fac cod pentru ABS, de exemplu, dar mă ocup de celelalte ICU-uri, de partea de powertrain, de partea de dynamic, caracteristic, de senzori și, deci, partea exterioară a sistemului de frânare, nu sistemul de frânare în sine. Simularea se poate face și în condiții de trenă foarte natală, adică să da, da, da. Alunecos și după aia urmează porțiune mai puțin. Adică da, să fie între, pe distanță de 100 de metri, un drum, o parte alunecasă și o parte normală. Și da, 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 se poate face. Deci, de-aia spuneam că putem să testăm situații complexe în care două roți sunt pe gheață și două roți sunt pe asfalt uscat. Deci, ceea ce în realitate e cam greu să testezi. Aici se poate testa, se poate simula. Pe partea de road avem un coeficient de frecare pentru fiecare roată. Deci putem să aplicăm sisteme mult mai, sau scenarii mult mai complexe, roata spate stânga e pe gheață, roata stânga față nu e. Și aveți diferite caracteristici pentru diferite tipuri de roți. Da, da. Adică, avem dinamica roții și parametrii pe care îi primim de la client.
Dacă un sistem de randament se renunță la idee sau se îmbunătățesc parametrii? În general, când ajunge la noi, deja trebuie doar îmbunătățit. Adică e un V-cycle și pe V-cycle avem system engineering, system architecture, care gândesc ideile, ei fac un MIL, model in the loop, după care, în momentul când ajunge la noi, deja codul e realizat și se presupune că e validată, e discutat cu clientul deja. Noi suntem pe partea dreaptă a V-cycle-ului. Și partea de finalizare a ciclului de dezvoltare. Partea stângă e dezvoltarea produsului și partea dreaptă e testarea. Și atunci, după ce e dezvoltat, se testează. Teoretic, practic, câteodată ajungem prima parte a V-cycle-ului, avem arhitectura, se creează un dumb soft și se testează deja. Și asta e avantajul unui sistem PIL, că putem să testăm situații de genul ăsta. Cred că nimeni nu s-ar urca într-o mașină să testeze nu știu ce idee a cuiva care pentru sistemul de plânare. Ok. Vreau să mai spun că Daniel își face doctoratul aici la noi. Am spus la început. Nu. Da, deci își face doctoratul la noi. Tema lui de doctorat va fi în strânsă legătură cu modelarea și simularea, în special partea asta, hardware in the loop. Dacă mai aveți întrebări sau doriți să mai discutați cu el sau o să-l găsiți din când în când aici pe palier, în departament și puteți să-l abordați oricând să-l stoarceți de informații. Oricum, eu îi mulțumesc frumos și îi doresc succes și în viitor și să iasă totul așa cum își dorește el. Sigur. Mulțumesc, Daniel.